Toate meseriile sunt importante. Aceasta este o resursă educațională deschisă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 5-a. În acest material vei găsi câteva exerciții pe care ar fi bine să le notezi. Poți relua materialul dacă vei avea nevoie pentru realizarea exercițiilor. Este important să fii atent. Succes! Ana este elevă în clasa 5-a și de curând a aflat că toate meseriile sunt importante. Acum se gândește cum își va alege o meserie care să-i aducă satisfacții. Ana se poate ghida după interese, adică după ceea ce îi place să facă, sau în funcție de motivele ei. Ana se poate orienta și după valorile personale care reprezintă ceea ce este important pentru ea, sau după oportunitățile oferite pe piața muncii, adică să urmărească ce meserii sunt cerute. Dar, bineînțeles, Ana se poate orienta și după beneficiile, adică foloasele pe care le aduce meseria. Totuși, Ana cere ajutorul tuturor celor care credea că o pot ajuta. Tudor, fratele Anei, este deja elev la liceu și știe sigur că vrea să devină bucătar într-un restaurant mare. El nu trebuie să urmeze o facultate, ci doar cursuri de calificare în domeniu. Tudor îi explică Anei motivele după care s-ar putea ghida în alegerea unei meserii. Un motiv ar putea fi reputația, adică să devii celebru sau o persoană cunoscută în comunitate. Un alt motiv ar fi să acumulezi noi informații sau cunoștințe în domeniul ales. Un alt motiv ar fi să-ți dezvolți o pasiune sau să evoluezi și, bineînțeles, un motiv important ar fi să ai un salariu decent. Mama Anei este contabilă la o firmă de transport. Ea a absolvit Facultatea de Științe Economice. La fel ca Tudor, încearcă și ea să-i dea o mână de ajutor Anei. Mama îi spune să-și facă o listă cu lucruri importante pentru ea privind stilul de viață pe care și-l dorește atunci când va fi mare. Poți începe cu: mi-aș dori să... De exemplu, unde ai vrea să locuiești? Cât concediu sau timp liber ai dori să ai? Dacă ți-ar plăcea sau nu să lucrezi în echipă? Unde ai vrea să călătorești? Dacă ai vrea o meserie în care să-i ajuți pe alții? Ce mașină visezi să conduci? Sau cât ar fi salariul ideal pentru tine? Ana s-a gândit la discuția cu mama și a completat în portofoliu răspunsurile ei. Iată care sunt lucrurile importante pentru Ana. Pe o foaie A4, notează și tu răspunsurile tale după modelul propus de mama Anei. Mult succes! Tatăl Anei este șofer de ambulanță. El a ajutat la salvarea multor vieți. A absolvit liceul și are permis de conducere de șofer profesionist. Tatăl încearcă să o ajute pe Ana, așa că îi spune să țină cont de interesele ei, adică de ceea ce îi place să facă. El o invită să-și pună întrebarea: ce îmi place mie? Ana a bifat următoarele răspunsuri: să inventez lucruri, să fac fotografii, să-i ajut pe alții. Iar colegul Anei, pe nume Mihai, a dorit și el să facă acest exercițiu. Mihai a bifat următoarele: să rezolvi probleme, să desenezi, să lucrezi cu unelte. Tu ce ai bifa? Poți face acest exercițiu. Bifează 3-4 răspunsuri care ți se potrivesc. Dacă dorești, poți să le notezi. Diriginta Anei le spune frecvent elevilor la orele de consiliere și dezvoltare personală că pentru a obține unele profesii trebuie să înveți mai mulți ani, dar în primul rând să termin clasa 8-a, după care să continui să înveți la liceu, care are o durată de 4 ani, sau la o școală profesională cu durata de 3 ani, unde înveți o meserie. După terminarea liceului, poți alege să înveți și la facultate. De exemplu, nu vei putea deveni medic fără să urmezi facultatea de medicină, dar poți deveni coafeză urmând o școală profesională.
Doamna dirigintă le spune că fiecare meserie este utilă și necesară, iar cel care o practică trebuie să fie serios și profesionist în tot ceea ce face. Până săptămâna viitoare, încearcă să afli cum și-au ales meseria, cel puțin unul dintre următorii: medicul tău de familie, vânzătoarea de la magazinul de unde își face cumpărăturile familia ta, șoferul de autobuz sau de pe microbusul care te duce la școală și un profesor al tău. Îți sugerez să întrebi chiar pe ei. Bunicul Anei este pensionar. A fost tâmplar la o fabrică de mobilă, este foarte înțelept și bine informat. El îi spune Anei că profesiile sunt într-o continuă transformare, iar atunci când își va alege meseria, este important să urmărească ce meserii sunt necesare, să fie atentă la cele care nu se mai practică atât de des azi și să fie informată cu privire la acele meserii care sunt abia la început de drum. Unele meserii sunt actuale și vor fi practicate probabil mult timp de acum înainte, de exemplu cea de profesor, pompier, doctor, avocat sau constructor. Poți adaugi și tu câteva? Unele meserii probabil vor fi tot mai rare, de exemplu agent de pază sau securitate datorită supravegherii video care a luat amploare, sau de exemplu cea de poștaș din cauza firmelor de curierat care sunt tot mai multe, sau cea de ceasornicar datorită faptului că ceasurile se defectează mai rar și sunt schimbate frecvent înainte să se strice. Cu siguranță vor fi meserii care vor apărea datorită dezvoltării noilor tehnologii. De exemplu, s-ar putea să ne trezim într-o zi că există meserii pentru persoane care trebuie să controleze spațiul aerian al dronelor sau depanator de roboți. Poți să te gândești și tu ce meserii va fi posibil să apară în viitor? Fii creativ! Discută cu colegii tăi! Bunica Anei este pensionară. A fost asistentă medicală la spital, a absolvit școala sanitară și îi spune Anei că este foarte important ca în alegerea profesiei să țină cont de foloasele pe care o meserie le are asupra celui care o practică, dar și de foloasele pe care le aduce altora. Iată câteva exemple. Poți să spui două lucruri pentru care sunt importanți pompierii oamenilor din localitatea ta? Apoi, găsește două lucruri pentru care este important brutarul și polițistul. Notează răspunsurile tale pe o foaie A4 pe care să o pui în portofoliu. Aspectele descrise de tine ca fiind importante pentru meseriile prezentate constituie beneficii atât pentru cei care le practică, cât și pentru ceilalți oameni. Ana a aflat astăzi multe informații utile. Sper că ai reținut și tu câteva idei care te vor ajuta să te gândești la o meserie care ți se potrivește. Mult succes!